E un adevărat dezastru la Galatasaray înaintea acestei partide sau cel puțin așa pare situația în, în acest moment pentru că sunt foarte mulți jucători care uh, sunt uh, fie uh, accidentați, fie incerți și în zonzi este și el suspendat. Așadar, odată lipsește sigur în zonzii uh, și... Uh, marile probleme, să spunem, sunt în atac, acolo unde atât Falcao cât și Andone sunt uh, accidentați, n-au un atacant cu care să înceapă partida cei de la uh, Galata și în poarta, acolo unde Fernando Muslera este incert, sunt foarte mari șanse ca același uh, cociuc să apere poarta turcilor. Au și câteva vești bune. Belanda, Babel și Lemina sunt uh, refăcuți, dar, sincer, nu m-au impresionat, impresionat Belanda și Lemina în uh, acest uh, sezon. Nu, nu cred că și-au găsit locul la, uh, la formația turcă. În uh, privința celor de la Bruj, uh, belgenii sunt extrem de periculoși în această partidă și cred eu că nu vor pierde întâlnirea. Uh, pontul ar fi pauză sau final X, e o cotă de 1.50 pentru uh, această variantă, însă în actualul sezon de Liga Campionilor, Club Cluj nu s-a descurcat nemai Are doar două puncte, egal acasă cu Galata și egal în deplasare la Real Madrid 2-2. De asemenea, în cealaltă deplasare extrem de dificilă a, a grupei, cea de la Paris, au uh, pierdut, dar doar la un singur gol diferență. Așadar, nu așteaptă nimic uh, care să le dea optimism, uh, să-i dea optimism uh, Galatei și în aceste condiții, pauză sau final X, în ideea că, totuși, turcii cred că vor avea și ei avantajul terenului propriu, avantajul suportelor și probabil își vor mai recupera ceva din jucătorii pe care îi au incerți. Sunt o listă întreagă de nu numai puțin de șase titulari sunt cu semnul întrebării în momentul de față. Cred eu că ceva e o variantă mai bună ar fi acest X2 care cred eu că are șanse foarte, foarte mari să iasă câștigător. Mergem mai departe în grupa D, acolo unde Juventus joacă cu Atletico Madrid. Vă amintiți meciul tur, Juventus s-a condus cu 2-0, egalat, frustrant de Atletico Madrid. Atletico Madrid care în ultima vreme e absolut de nerecunoscut. Ultimele 5 meciuri jucate de Atletico Madrid au fost cu ambele marchează, goluri în ambele porți și de asemenea în ultimele 5 meciuri o singură victorie. O singură victorie, o singură înfrângere și trei rezultate de egalitate. Foarte modestă uh, echipa uh, din uh, Madrid. Uh, și un egal, egal a fost uh, în deplasare la Lece, dar undeva în uh, finalul lui octombrie, așadar uh, acum o lună de zile. În rest, rezultate uh, consistente pe bandă rulantă pentru uh, torinești. Și uh, cred eu că dacă într-adevăr există o sămânță de... <coughs> ambiție și de frustrare pentru că au fost egalați în, în partida. Atunci Juventus ar trebui să câștige part, meciul cu Atletico Madrid. Dar, știți cum întotdeauna există, dar... Um, este e un lucru destul de greu de anticipat. E greu să-ți dai seama ce-o fi în mintea lor, ce planuri ar avea. Cert este că Juventus e lider, are 10 puncte, Atletico Madrid are 7. Cu un egal, Juventus ar uh, rămâne, un egal, spre exemplu, un 1-1 sau un 0-0, ar rămâne pe primul loc. Și 2-2, dacă se termină, uh, tot Juventus are șanse mari să câștige grupa. Urmează locomotiv Moscova, 3 puncte, la 4 puncte de Atletico Madrid, ceea ce înseamnă că ceva, ceva uh, emoții ar avea cei de la Atletico Madrid, însă, ar putea trece la braț mai departe cu Juventus. Uh, mergem mai departe, Atalanta o întâlnește pe uh, Dinamo, Dinamo Zagreb, uh, gol în ambele reprize, dacă vă să aminte, în tur a fost 4-0 pentru uh, cei de la Dinamo Zagreb, uh, neașteptată totuși uh, această victorie, o victorie foarte clară, categorică. Atalanta, extrem de modestă în, uh, în Liga Campionilor, uh, debutanta a, a, a avut sindromul echipei debutante, echipei care creează tremură picioarele într-o competiție atât de importantă, și a, rezultatele n-au fost deloc de partea asta. Un singur punct până în, în momentul de față, să spunem că s-ar lupta pentru Europa League cu Dinamo Zagreb. Dar e foarte, foarte greu de a, reușit și acest lucru. Oricum, rămâne o echipă nebună în. Cu ghilimele de rigoare, o echipă în meciul care ea se marchează multe goluri. Gol în ambele are o cota de 1,45. Din păcate pentru, pentru echipa din Bergamo lipsește în continuare Zapata. N-a fost folosit nici în ultima etapă de campionat. E aproape să revină, dar nu va fi folosit, cel puțin așa știu eu, în această dispută. Steaua Roșie Belgrad, în grupa B, joacă cu Bayern München. O mai multe cornere și să marcheze cel puțin două goluri, o cotă de 1,52. Un pariu care, spun eu, creat prin opțiunea aceea creare pariu, dar un pariu cu șanse destul de bune de, de câștig. O cotă de 1,52, decentă, depus pe un bilan. Nu sunt, după cum vedeți mâine Meciuri extrem de importante Ca miză Sau dacă sunt importante Sunt uh, un Galata cu Bruj uh, Și acolo uh, E destul de greu de descifrat uh, Ce s-ar putea întâmpla Ca să scoți o cotă uh, mare O cotă de 2 și ceva Dar vor veni și acele uh, cote mari uh, Cert este că Bayern cu acest uh, antrenor care uh, momentan nu și-a numit un uh, un antrenor principal și uh, uh, pe perioada cât uh, nu există un antrenor principal, Hans Dieter Flick este cel care uh, ocupă această poziție. Ei bine, două meciuri 2 de 4-0 a avut uh, cu Bayern München, așadar, cine știe, poate chiar Hans Dieter Flick va fi noul antrenor al Bayern München, dar mă înșel pentru că, v-am spus, în fotbal nu doar ipocrizia, ci și prostia și frustrarea sunt la cote înalte. Adică, de ce să mi aduci un nume, da, Pochettino, despre care am tot vorbit aici în emisiune, sau altul asemenea, când îl ai pe acest Flick care, iată, lucrurile merg foarte, foarte bine deocamdată cu el. E adevărat, Asta trebuie, de, trebuie văzut, n-ai de unde să știi sigur că e omul potrivit. Și mai avem uh, Tottenham Olimpiacos, 1 uh, și gazdele să aibă mai multe cornere, o cotă de 1,62. Bineînțeles, uh, uh, a debutat cu victorie uh, Mourinho pe banca lui Tottenham în weekend, uh, 3 la 2 la, la USA, însă, uh, așa cum uh, spunea și uh, el, Faptul că Tottenham a atins uh, finala Ligii Campionilor în sezonul trecut E o chestie pomenită, Însă nu poate fi trecut uh, acel, acel parcurs la Capitolul uh, uh, Succese istorice Pentru că succes istoric, spune Mourinho E să câștigi Liga Campionilor Mai mult de atât uh, Presa engleză A scris uh, în weekend că După demiterea lui Pochettino Harry Kane Goldhier și atacantul lui Tottenham a petrecut două ore în locuința lui Pochettino, adică a mers acolo să vorbească cu fostul lui antrenor. Mourinho spune: în, Într-o declarație din acest weekend, nu-l vreau pe Slatan la uh, Tottenham. Nu că ar fi fost vorba să vină Slatan la Tottenham, pentru că la Tottenham am cel mai bun antrenor din. Uh, cel mai bun atacant din Premier League uh, pe Harry Kane. Așadar, Încearcă, face tot posibilul, Mourinho să uh, ducă lucrurile acolo unde vrea el 1 și gazele mai multe cone o variantă simplă și sper eu câștigătoare Mergem mai departe, haideți uh, să vedem uh, acum ce altceva mai putea juca în cote mai mari Sunt ponturile uh, uh, oferite de colegii mei, super cote, pari 1 2